Lilian. Colega, prinde-mă. N-am vorbit pe nimic, colega, ce ai, n-am vorbit nimic. Colega. Haide. Snake, vino colega. Așa, intră pe toată cască. Poți să asist colega? Snake, vino pa. Îl băgăm ca și cade pe sandal. Colega, putem să asistăm eu cu colegul Gigi? Ce nu, mă, ce vezi de treabă? Colegi, Gigi vrea și el să dea, să fie mă. Mai are unul loc, unul mai are, că băiatul deja vine, am vorbit cu el. Dar domnul cine? Termala are 3 locuri. Domnul, Dicu, cine? E un coleg. Mă cheamă. Cantaringul. Așa, deci, hai să intrăm pe altă căscuță. Domnul Dicu, dumneavoastră rămâneți aici, domnul Dicu. Intrați pe... 342.7. Perfect. Perfect. Bun, domnul Bebesc, scoateți un elicopter, o să scoate înaintea dumneavoastră și se urcă cei care doresc să asiste și o să comunicăm prin căscuță. Perfect. Păi, pe unul iau cu mine, vin cu mine, Gigi. Da, da. Oricând e acolo. Se pilotez eu pe sadul Mișoar? Sau cum? Băi, dar de ce nu faceți așa? Ce faci domnul Mișoar, Iana? Faci tu. Ce fac eu să facem spate? Stai să vedem ce vrea domnișoara, cum se gândește dânsa. Scoate un elicopter, domnul Bebe. Care e elicopterul? Mamă, sper să fie ăsta, domnule, să fie ăsta, te rog, doamne ajută. Mamă, vezi că e rău, din câte mi-a comentat, stau? Singurul rău sunt eu. Și care e faza? Eu nu pot să vorbesc pe căscuță. De ce? Pentru că am pe... mă ușil eu. Fac eu pe poștă, că nu mănâncă căcat. Pe unde v-ați... a, gata. Domnul Bebe, veniți, vă frumos, până la podul de lângă est, de pe autostradă. Păi, sunt mai încolo, Gigi? Da, da. Să mă bat până aia de jos. N-ai tu pe-o. Mă da par de aia. N-ai și-o pe-o. Aici iesu, mai în față, la benzinărie. Uite aici. Hai să vedem ce zice. Domnul Baby, mai ieșit? Păi suntem pe partea asta, la benzinărie, la S, unde ni s-a spus. De podul. Bebiță nu poate să vorbească cât timp. Pot să vorbesc, pot să vorbesc, dar nu pot să vorbesc dacă sunt cu maneta în mână. Cu aia în mână. Domnul Bebe, faceți o aterizare aici pe plajă. Ia serin. Am bușit geam. Bravo, domnul Bebe. Și acum mai trebuie doar să treceți pe sub podul ăsta. Asta sigur mai reușiți. Sigur că da. Haideți. Mamă, pe și eu pot să fac același test? Fie trebuie în pod. Și atâta, colega? Nu știu.
Domnul Bebe. Da? Mi s-a părut mie, cred că de sus, de la înălțime, n-am văzut așa de bine. Ați trecut cumva prin tunelul de sub baza militară sau s-a părut mie? Nu, l-am văzut eu, l-am urmărit cu termala. Și a trecut pe dedesubt? Mai zicem, bă, dacă mai vrei să mai facem o dată? Dacă n-ați văzut, putem să mai facem o dată. Și acum o pun! Treceți pe sub podul ăsta, pur și simplu. Bun, bun. Mai treci o dată pe sub tunel. Aici, la baza militară. Sper să nu vine nimic din față. Am parașută. Pe degeaba ai parașută, că explozia nu te ajută. Cateș! Suntem bine. Suntem conducători, suntem piloți, ce drept. Suntem conducători auto. Se așa cum e cu termala în față. Vă zic dacă vine ceva. O să... Am avut puține probleme pentru că s-a întâmplat să vină domnul din prima peste noi. Bun, foarte bine. Mă bucur, acum mai veniți puțin până nu stau ca să treceți pe printre niște clădiri. Conduceți foarte bine. Mulțumesc, apreciez. Mulțumesc. Am avut un coleg. A trebuit să aterizeze pe plantația de droguri, pe Caiu. A aterizat cu totul. Au murit 3 polițiști și încă 5 mafioți. Păi și avea de la zi. Atunci pot să dau și eu liniștit. Expirată de 3 ani. Ai altceva. N-am văzut un șofer mai prost în viața mea. A intrat direct kamikaze în insula aia. Domnul Bebe, îndreptați-vă, vă rog frumos, spre secția de poliție de Los Angeles. 10-4. Băieți, eu și eu testele, mă, să zbor cu ăsta, cu elicopterul. Eu și eu, băiețelă, sau nu eu? Lejer. Nici de bun, eu nu știu. Acum doar te pune să treci printre Miss Bank și încă câteva clădiri. Eu nu știu, zi, privat mai bun ca tine, sincer. Fără mișto. Nu-mi e frică. Vă așteptăm la razii. Aterizăm? Imediat, stați să ajung și eu să vă văd. Voi știați că ne putem da cu sfăra? Cum? Ceva am auzit. Fiți atenți. Gata, puteți ateriza. Ține-l ăla în sus. Ține-l ăla așa. E căpări acolo. Gata. Bravo, șeful. Gata. Ca nou. Bravo, domnul Bebe, oficial ați trecut testele aero. Mulțumesc frumos. Stați o secundă. Bravo, neam Bebe. Mai sunt și alte teste? Eu ce test am trecut? Aș putea să dau și eu testul ăsta aer? Da, dacă l-a dat, baby. La tine mi-e o parașută. Maa... Stai, niște.
cunoști până Gigi înseamnă. Vărul meu a jucat la multe de astea jocurile foame, se descurcă. Mai ții minte da? pe băiatul la Preda când a zis că s-a născut în avion? Mă tem să din nu vin pe acolo. A fost băiatul care a murit în avion. E mai e o fază, când erați voi pe Ciliadre cu motoarele. Nu s-a deschis parașuta. Bă, Gigi, tu crezi că poți trece astea? Nu știu. Eu zic că da. Am avut și noi o fază la antrenamente. A căzut unul, noi s-a deschis parașuta și am sunat la medic. Bună ziua, bună ziua. De la cine înălțime a căzut domnul? De peste nori. Da, căzut pe o saltea. Da. Cred că numai cu elicopterul te văd acum, Nea Bebe. Băi, mi-ar plăcea. Asta e visul meu, să urmăresc mașini. Bă, știu unde e mișto să stai cu terele, să după vamă, frate, că la vamă să-i urmărești cu elicopterul și mi se pare că e prins mult mai... îi urmărești mult mai bine. Decât high speed-urile. Ia, mă sună Ancuța. Alo, Ancuța? Ce faci? Dar ce te sună pe tine? Dar nu te... stai, ia că te sun din nou. Nu merge video? Bă. Dar tu mă vedeai când ăsta? Nu, nu, cred că nu mai merge, nu mai merg apelurile video. Pentru că mă sună pe mine, ce ai? De ce te sună pe mine? Mă vezi, sunt aici la secție cu Nea Gigi, care mă amenință și mă întreabă de ce vorbesc cu tine, cu Nea Bebe. Și Chelusu. Cu domnișoara Ariana. Și cu un Dicot, că, Chelusu, care e birat tare în gură. Așa, haideți jos să scoatem diploma la imprimantă. Vă rog. Bă, dar eu nu pot să dau și auzi, dar vezi că imprimanta nu prea merge. Hai, așa. A trecut Nea Bebe. Grijă la scară, grijă la scară. Așa, hai, așa, bravo. Să luăm toți așa, să vedem. Ancu. Aolo, te pic și eu peste domnișoara? Au căzut toți pe mine. Sunteți ok? Ariana, ai căzut peste mine, nu-i problema. Am căzut pe moa. Hai de capul meu. Mai merge în primanta asta bătrână? Uite ce, uite ce sus are. Hai te pup, pe Ancuța ne auzi. Te pup, hai cam alea pe foc ceva. Mai coborâm? M-a sunat Ancuța, vrei? Ce zici? Hai, salutare! Să trăiești. E bine, azi cât și... Mai jos, mă, că n-am văzut să lăsă-ți colegi. Politiștii fie Cariciu. Aici, cred că nu, jos e parcare. Unde vreți să ajungeți? La doamna Ariana. Domnișoara Ariana. Cobor jos. Jos? Era pe aici, era aici, aici. Veniți-mă aici. Bă, domnișoară în poliție, salutare, mă. Ia, profesor, mă vedeți. Oro, stați-o pe care mai e. Lasă-l, lasă-l, da, că e mai greu la calculatorul ăsta. Mâine neapărat merge la ședință. Avem acolo imprimantă. Îți dai seama. Dar stai așa că o prețesc prin Bluetooth direct de tabletă. Adică vrei să iau și o geacă asta jos. Eu mor cu ea de gât. Eu știu că mor cu ea de gât. Ai văzut? Domnul, dar doamna... prietena dumneavoastră? Bă! Tu iar ai venit aici, mă? Unde am venit? Gata, domnișoară, ce spuneți? Uitați aici, aici este diploma. Pe sandale. Uitați aici. Bravo! Aceasta este o copie, nu păstrez originalul. Da, mulțumesc că l-am băgat în buzunar aici la jacheta, domnul, mulțumesc. Că mă bate clipboardul ăla sau cum se numește. Felicitări! Mulțumesc frumos, apreciez foarte mult, sper că acum o să fiu de folos cu această licență. Mulțumesc, băieți, sigur. Mulțumesc. Bravo! Haideți înapoi, îmi pare tot. Îi dăm onoarea domnului Bebe să piloteze elicopterul până și eu. Păi da, avem loc? Păi eu ia cineva până aici. Nu, luăm două, las că luăm două. Iau eu, la ora 1 se anunță rație pe Iflacaiu. Îl iau eu pe celălalt. Domnul Bebe. Da. La licența aero, Nea Gigi. Veniți la razie. Păi m-a anunțat și dacă este nevoie, vin. Haideți să mergem înapoi, nu? Da, trebuie să luăm două elicoptere. Cine păi le luăm înapoi. Stai, scot eu ceva.
Păi nu sunt cele pe care le-am luat, nu sunt sus. Lasă tureta, nu scoate tureta. Nu scoate tureta, că ajungem poi marți cu ea. Plus că tot n-avem bloc, că suntem 5. Conduc eu, Ariana. Conduc eu. Elicopterul celălalt. Hai, Nea Gigi, nu rămâne pe aici să-ți bagi salariul mai mare. Băi, conduceți voi pe care vrei și eu pe al meu. Ce-ai făcut, bre? Bre, dar nu pot să dau și eu de licență dacă tot așa l-am întors? Nu! Totul în regulă acolo. Sunt bine. Da, nu știu ce a reușit colegul să facă. Trebuie să fii agent. Trag în agent. Pe helipad în paletă. Tomiță, ești în gândurită. Uite-i pe nu știu, pe jos. Sper să-ți bubuie, ce? Mama. Mamă, ce m-am speriat, am crezut că bubuim. Am nebun rolul ăsta, intec la cap. De ce? Ce scrie pe ziar acolo. Ce zice, că n-am văzut? Regrupare toată lumea la secție. Să-i trag în piept. Da, scris și de câte ori? De 40 de ori. Bă, dar nu mă mai sun, m-a făcut poliția română. Bă, men. Ați auzit, domnii, ce se întâmplă la reasfaltare cu Dicotul? Ce? Ce se întâmplă? 20% din Dicot rămâne, 80% se mută în poliție. Doamne. Și veți avea ISC3. Ține-mă. Mersi, te pup! Baf! Nu ia! Să trăiți, colegi! Ai noroc! Dar cu elicopterul ăla ce e pe acolo de ăsta pe gard? Care? Ăla de acolo, la mine e sus pe gard. Vreau și o să mă angajez, domnule. Snake, poți să iei tu pe ața? Sunt două elicoptere din astea cu tuletă. Lăsați-le aici, sunt pentru ceva. Astea că-l văd acolo pe gard. Sunt de la Angelas. Eu îl văd pe gard de acolo, înseamnă că am bebe. Vin țin cu adă. Eu văd două mașini aici. Dar lăsați-le aici. Sunt pentru ceva, o poză frumoasă pentru recrutări a poliției române. Ce cu mașinile astea aici am avut? Ariana, poți să le iei pe asta? Bă, a fost cam simplă. Oră este cam prin cască. Alo, da? Polițist. Alo, s-a rămânat, da? Am polițist, mă auziți? Am sigur, nevoie ce de ajutor. Ce s-a întâmplat? Doi băieți se iau de mine și încă doi prieteni de mei. Nu ne mai dat. Unde sunteți? Nu găsesc niciun polițist capabil care să ne salveze. Unde sunteți? Ne puteți ajuta? Sigur. Suntem în la benzinărie, în Paleto. Acum venim acolo, la revedere. Colegul, mulțumesc frumos pentru mai devreme că m-ai salvat. Cu ce anume? Auziți?
A, cam, am vorbit, asta e treaba noastră, colegul, să ne ajutăm unii pe alții. Da, colegul, știu. Da, domnul, ce s-a întâmplat? Promită, domnul Andrei. Du-te-n treabă la acolo, dar să fii și șeful de față dacă poți. Mă scuzați un pic, am primit un apel și trebuie să mă duc repede de urgență. Bine, coleg. Vreau să merg? Andrei! Andrei, hai și tu un pic la un apel repede până, hai și tu neagice. Hai, mai lua. Da, un apel. Până la Peco și venim înapoi. M-a sunat, Ancuța, că nu știu ce se întâmplă. Ce mită, domnul? Ați mai luat mită, domnul Andrei? Băieți, am zis să îi întreb când e șeful pe lângă el. Ce zici, mă? Ăsta mă întreabă dacă mă iei tu mită și zic, nu știu, du-te întreabă-l, dar vezi să fii și șeful lui lângă el. Vrei, m-a ține bunii cu mita asta, frate, nu știu de unde a pornit toată treaba asta. Păi, dar chiar au zis, nu că a zis. Care benzinărie am paletă, mă. Una singură e dacă o spui de benzinărie, care e? Sunt două. Principala. Două. Eu fi mai multe, dar bănuiesc că dacă n-ai specificat care e comun decât și ce, dacă era ce aici. Și ochii mei la fel sunt tot aici. Și te-ai dus în stâlp, era ce în stâlp, adică. Eu cred că e cealaltă. Bă, băcheților, nu știu prea bine. Hai să plecăm. Urcă-te! Domnii polițiști, ajutați-ne, ei sunt. Ăștia cu M2. Băi, iar, uite, iar rămâi pe loc, băi, băi, rămâi pe loc! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! Ce-ai făcut cu șeful lui? Păi ce-ai făcut? Rămâne de văzut, am primit un apel aici. De ce făcut ce-am avut? Oooo, tu nu ești ramele mele pe carnețel, șefule. Pe tine te-am luat odată. Ce? Întoarce-te cu spatele la mine și lasă mâinile pe lângă corp. Și ăla cu N8-ul, și ăsta, și ăsta. Spatele? Uite. În numele legii, ești arestat. Și ăla cu N8-ul. Ce-a făcut, bă? Ce-a făcut omul ăsta? Domnul, eliberați zona, ce-a făcut? Dar cine ești tu, șeful meu, să mă întreb ce-a făcut, că-ți dau un baston în cap de... Domnul polițist, și ăla cu N8-ul. Domnul, rămâi aici. Andrei, ține tu de el, cum tu să aduc mașina. 10-4. Bagă-l acolo. Hai, urcă în mașină aici. Hai, urcă aici în mașină, mai repede. Așa că-i deschid eu. Hai, urcă-ți în mașină, mai repede. Băi, urcă, dacă nu, ia-l în bagă tu direct. Bagă tu direct. Mai pui tu în cura, mă. Bravo. Da-ți, domnul, da-ți că fuge, domnul, fuge. Pleacă, mă, frate, bă. Bă, urcați în mașină, uite-l pe ăla negru. Bă, ia-l, arestează-l pe ăsta negru, frate. Am știut că așa o să se întâmple, frate. Cu ușa închisă, frate. Eu deja l-aș fi dus, stai niște... Dă-i repede, se-i sparată, dă-i repede, se-i sparată. Da, bun, mă, crezi că eu mă pun cu eu optul ăla. Eu aș merge, jur. Trebuia să iei radar să-l bagi, nu antet. Mâinile sus, poliția, mâinile sus! Mâinile sus! Dă-te jos! Hai, sugi-o! Aaaa, hai urcă, repede. Hai, 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 după el. Dă-i că... Dă-i pe el, talpa. Unde s-a dus, că... Tot înainte. Tot înainte. Dă-i. Știi cât îi dau la ăla, nu? Nu, îi dau pușcării. Dar mă, uitați-vă și voi stânga-dreaptă, că eu nu pot să mă uit. Da, dar eu știu că în momentul în care te sui la volan cu cătușe, sau nu avea cătușe? Nu știu dacă avea cătușe, nu-mi dau seama. Ba, avea cătușe. Nu, gen, nu ai cum de să... Nu poți să controlezi mașina, eu așa știu. Înseamnă că îi le-a dat cumva. Le-a dat, cred că, din mașină cumva jos. Din mașină sau de fetă? Ia vezi aici. Altfel n-avea cum eu spun. Că nu s-au... Băi, eu am buletinul lui, coaie, am buletinul lui! Ai buletinul ăla? Că l-am oprit pe ăla, pe nu l-am oprit pe ăla odată. Pentru acțiune cu domnul Bebe. Am buletinul lui. 10-4 imediat. Mergeți voi. Stai să-l caut pe aici, în... Am ciocat. Am avut opțiune cu ăștia, băi, și-am... E păcat să nu-l luăm. Bă, dar nu te mai satură, Dumnezeu, bă. Bă, dar atât de multe are pe... prin geanta aia de...
Mai dat una nebă. Hai, dă-i. Avem regrupare la secție în 5 minute și și făcută de rol. Ce e făcută? De rol. Păi Pașa a zis și acum 5 minute. Trag în rol. Când m-am dus acolo. Ce ai mă cu rolul tu? Trag în el. Ce mai mă, că băia bă. Bă, man, dar cum să-l scăpăm pe ăla? Uite-te mă, îi dă mănuantet. Păi tu ai văzut când o secundă l-am scăpat, frate. Îl băgă mănuantet. Păi dacă nu are Gigi buletinul. Păi nu am buletinul. M-am uitat pe ăsta, nu am, nu. Băi, ăsta a fost episodul, vă pup și ne auzim în următorul episod. Nu uitați de like. Dar eu le fac poze la fiecare buletin fac. Era bun, dacă avea buletinul ăla eram șmecher. Uite-l, mă. Uite-l în stânga. De unde, unde? Bă, ăsta din stânga el. A, ba, nu, ba, nu, ba, nu, ba, nu, ba, nu, ba, nu. Ce ai, mă? E mecanic. Bă, dar nu mă mai... Bă, dar... Eu să renunță. L-ai prins. A, ba, nu. Bă, dă geamul jos. Tu erai, mă, nebunule. Îl urmăream pe unul și avea mașina tot așa portocalie și de asta. L-a prins? Nu l-am prins. Oh, nu. L-a luat ăla cu I8-ul, l-am prins pe ăla cu M8-ul. Dar nu l-am prins pe ălălalt, ăla a fugit în cătușane, deschidea mâinile cu cătușe, era pe altă lume, dar pâine mai. Și pe ăla cu M8-ul, nu l-ați băgat? Pe ăla din greșeală l-a asasinat Andrei direct și... Na. Foarte bine, bravo Andrei. Eu l-am împușcat. Eu l-am împușcat. Oricine, foarte bine, bravo, bravo. L-am împușcat cu omul de la fără. L-am scăpat ăla cu mama, de tată, de copii, de soție, de nevastă, de toate vorba. Dacă știam că era chiar așa periculos, îl chemam și doctor, îl duceam și la secție un pic. La poliție, pușcării. Hai că avem regrupare, ne auzim. Dacă aveți probleme, chemați-ne pe noi, pe polițiștii. Noi. Ce ești? Ce aut așa au fost, știi? Un moto foarte bun, păcat că n-am rezolvat cazul. Dar sunt cam varză dacă nu i-am pierdut pe tot jur. Ultimii polițiști, n-am nicio treabă. Vă amintește de tinerețe, bre. Dacă-ți mai aduci tu aminte. Nu. La fel eram, în tinerețe, pe domnește acolo, la fel. Poliția? Da. Nu mai merg cu minte, da. Nu prindeam pe nimeni. Pe nimeni nu prindeam. Mamă, când eram eu tu și Radu, mă. Nu mai țin minte, chiar nu mai țin. Nu mai știi pe Radu? Pe Radu știu cum nu, dar nu mai țin minte fazele. Vă pup, băi, salut!